Scorul a fost deschis de Matulevicius, iar Nicandru a majorat diferența cu o lovitură de cap. Eric a închis tabela înainte de pauză, când a executat perfect o lovitură de la 11 metri. Nici nu a început bine partea a doua, că pandurii au mai înscris o dată prin același Eric. Nou intratul Alex Dos Santos a reușit și el dubla, în timp ce pentru moldoveni a înscris Vajvari. Antrenorul pandurilor, Cristi Pusta, era mulțumit la sfârșitul partidei de evoluția elevilor săi. După câteva jocuri mai slabe, după o corecție primită la Constanța, văd că a venit, a reușit să joace și a făcut-o destul de bine. Nu. În general, știți că nu fac analiză la individuală a jucătorilor, vorbesc despre echipă, vreau să mă mai uit la joc, vreau să mai privim încă o dată fazele, să facem analiza împreună cu jucătorii. Sunt multe lucruri și te îmbunătăți și la Viorel, la Nicoara. Are viteză, are explozie, o calitate foarte bună, o calitate nativă. Tehnicianul moldovenilor, Cristi Popovici, era dezamăgit la sfârșitul meciului de numărul mare de goluri încasate de botoșani. O echipă puternică, cu jucători de calitate și o echipă care, dacă îi dai spații foarte mari, te aduce în situația în care suntem noi acum, adică să primim 6 goluri într-un singur joc, câte 3 goluri pe repriză, cu toate că în 10 etape noi nu primiserăm decât 8 goluri. Pentru Gorjeni urmează partida cu Fiorentina din grupele Europa League.